Am participat și noi și eu din cadrul Clubului FCM Târgoviște la adunarea generală ordinară de ieri. Conducerea actuală pe care am ales-o, cei 173 de delegați, a confirmat că era timpul, era necesară o schimbare, să zicem, chiar radicală în cadrul fotbalului românesc. Și suntem convinși că se va simți un alt puls în federație. Răzvan Burlanu are 29 de ani și este fiul lui Gheorghe Burlanu, unul dintre cei mai buni mijlocași închizători din fotbalul românesc și cel mai important jucător al Bacăului din anii 80. A cochetat cu fotbalul de la o vârstă foarte fragedă, însă la 19 ani a decis să iasă de pe teren. Cea mai importantă contribuție a avut-o în mini-fotbal, având un cuvânt important de spus la fondarea și extinderea Federației de Mini-Fotbal la nivel european, iar din anul 2012 a fost numit președintele Federației Europene de Mini-Fotbal, for cu 29 de federații naționale afiliate, printre care Anglia, Germania, Spania, Italia, Rusia, Polonia, Cehia, Grecia și Turcia. Iar în calitate de președinte al Federației Române de Fotbal se poate lăuda cu peste 30.000 de jucători, 2.000 de echipe din 37 de județe și un titlu câștigat la campionatul european din 2013 la Mini Euro, organizat în Grecia. În anul 2013, împreună cu alte foruri din lume, a pus bazele Federației Internaționale de Mini Fotbal, primul campionat mondial urmând să aibă loc în SUA în 2015. Pasul cel mai important am putea spune că a fost făcut acum, reușind să obțină cu 113 voturi președinția Federației Române de Fotbal, cu 50 de voturi mai mult decât contracandidatul său, Avram Iancu. Programul cu care s-a prezentat a fost intitulat Programul de Guvernanță Sportivă al Federației Române de Fotbal, sub sloganul Minge la tine, fă să conteze, care are ca scop îndepărtarea fotbalului de bijnițeala ieftină, după cum a declarat chiar acesta la susținerea candidaturii în fața votanților adunați la Casa Fotbalului. Pe plan județean, Severin Anghelinu, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, este sigur că odată cu alegerea noului președinte se va produce și o schimbare majoră în fotbalul dâmbovițean. Pe plan județean a promis că ne va sprijini la centre de copii și juniori, la cluburile care au asemenea echipe, le va sprijini financiar, pentru că aici se duce o mare lipsă de terenuri, de echipament și dânsul este hotărât să pună bazele unei piramide, când fotbal așa se procedează, fotbalist la fiecare club.